Hey guys, uitați, cei de la Lidl m-au rugat să fac un clip în care să vă povestesc despre caravana Sien și cum ei s-au gândit ca împreună să reușim să protejăm frumusețea româncelor. Practic, ce se întâmplă? Există o caravană Sien care va merge în 25 de orașe din România. În fiecare oraș va sta timp de o zi și româncele se pot duce la acea caravană, evident, să facă cunoștință cu produsele Sien și să dea mai departe un pont de frumusețe, de îngrijire. Adică fiecare, oricine poate să se ducă la caravană, va trebui să filmeze 30 de secunde, totul este aranjat de caravană și de Lidl, adică nu trebuie să veniți cu camere foto, camere video, telefoane și așa mai departe. Vă duceți acolo, există echipament, există background, filmați 30 de secunde în care efectiv spuneți pontul vostru, nu știu, mă spălp cu apă rece pe față sau chestii de genul. Iar pentru faptul că voi dați un pont de frumusețe mai departe restul româncelor, o să primiți înapoi produse Sien, ca acestea sau BB cream sau orice alt produs din gama Sien. Lidl vrea să protejeze frumusețea româncelor, iar întregul slogan și mesajul acestei campanii este că împreună reușim să protejăm frumusețea româncelor și pentru că eu cred foarte mult în puterea exemplului și a dat tu înainte un exemplu, astăzi eu o să vă dau un pont. Astfel vreau să vă instig și pe voi să vă duceți la caravană și să dați și voi un pont. Pontul meu, când vine vorba de îngrijire, este... Mai ales în zilele în care mă simt foarte obosită, îmi simt tenu obosit sau am nevoie de un pick-me-up, este să aplic un ulei de față. Orice ulei, îl aplic pe față și înainte de culcare, într-un strat destul de grosuț, masez foarte bine tenul, nu aplic nimic altceva, un simplu ulei de față. A doua zi simt că mă trezesc cu tenul foarte proaspăt, foarte hidratat, foarte luminos. Și cam asta fac în seriile în care mă simt foarte obosit, adică ăsta este pontul meu suprem de frumusețe, hidratare în general. Chiar vă rog și ar fi super, super tare să vă duceți și voi și să filmați. Credeți-mă, nu e chiar atât de greu să filmați, adică știu că poate fi intimidant câteodată să stai în fața unei camere, dar 30 de secunde nu cred că e așa de mult și până la urmă facem un efort să descoperim și să dăm tot felul de ponturi, pentru că sunt foarte multe chestii pe care putem să le facem sau sunt tot felul de trucuri legate de frumusețe și nimeni nu le știe pe toate și mi se pare foarte tare chestia asta pentru că într-adevăr poți să afli de la femei, de la românce exact ce fac ele ca să mențină frumoase și sinceră să fiu, eu abia aștept să văd clipurile alea și să văd ce ponturi aveți. Dacă aveți ponturi, vă rog să mi le lăsați și mie în descriere, dar să le păstrați și pentru caravană. O să vină caravana și în București, în descriere o să găsiți detalii despre când va fi caravana în București. Și sincer, chiar sper să vă duceți și chiar să filmați, pentru că v-am zis, eu chiar abia aștept să văd clipurile alea și să văd ponturi, pentru că mi se pare foarte tare că efectiv româncele, femeile, eu, mama, bunica, dau sfaturi și reușim să strângem niște idei și un fel de trucuri pentru îngrijire și cum să ne ajutăm între noi. Iar asta înseamnă să ne ajutăm noi femeile între noi. Asta voiam să vă zic, să vă duceți, să dați un pont, pentru că așa aveți sincer și ocazia să câștigați niște produse și să le încercați. Și sper să vă duceți și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!